Simona Halep s-a retras cu aproximativ jumătate de oră înainte de meciul din sferturile de finală cu Natalia Vlihianțeva, locul 115 WTA. În optimile de finală, Simona Halep o învinsese pe Anna Koniut, locul 39 WTA, în două seturi, 6-4, 7-6, în timp ce Natalia Vlihianțeva trecuse în turul al doilea de conaționala sa, mult mai bine cotată, Daria Kasatkina, cu scorul de 7-6, 6-2. Organizatorii turneului de la St. Petersburg au anunțat că Halep s-a retras din cauza accidentării la genunchi. În aceste condiții și prezența româncei la duelul cu Belgia din Fed Cup este incertă. Confruntarea dintre România și Belgia va avea loc între 11 și 12 februarie la București.